Sunt conformitate cu dispoziția primarului comunei cu numărul 155 din 24-6-2021, vă existență să participați la lucrările ședinței ordinale a Consiliului Local Comunal ce va avea loc în data de 21-6-2021 la ora 15, sala de ședințe. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea noului calculator standard al Comunii Sândulieni, inițiator primarul Comunii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnoeconomice pentru obiectivul de investiție a lucrărilor de reparație și punerea în siguranță a drumului comunal de C-72 din drumurile către stat Coman, Comuna Sândulieni, județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului aferent obiectivului din investiție a menajer grup sanitar Școală Coman, modificat ca următoare, emitere de dispoziții de șantier, inițiator primarul Comunii. 4. Proiect de hotărâre privind nesomarea responsabilității organizării a depunerii procedurii de abatere a contractelor, a acordelor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derogarea măsurilor de evacuare a nivelului OAT Comuna, inițiator primarul comun. Și 5 diverse. Primul, să punem la vot ședința din anterioară care a fost procesul de urmă. Un proiect de hotărâre privind a ordinea de zi. Ține pentru ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea noului calculator standard al Comunii Sândulieni, inițiator primarul Comunii. Hai să vorba de nomenclatorul stradal, având în vedere că anumite străzi nu au fost inclus în nomenclatorul stradal, respectiv, nu știu câte sunt, 5-6 străzi, una dintre ei e strada de la școală, de la școala acum, nu era inclusă în nomenclatorul stradal, sunt mai multe străzi. Vezi, sunt vreo 6. Sunt 6 străzi. Și noi am făcut aprovizarea acum, deci completarea și aprovizarea. Aprovizarea de zăci și aprovizarea de zăci local. Și avem avizul comisiei. Avizul comisiei. Cum se cheamă? Comisii stradale. Da, un comentar. Deci era privire de 1000 de... Avem avizul, cum trebuie completarea, aprobarea, în momentul stradale, cum mai este anume. La întrebări. Sunt întrebări. Să punem la vot. Ce era? Din 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnoeconomice pentru obiectivul de investiție a lucrărilor de reparație și punerea în siguranță a drumului comunal DC-172 din 172 și drumul stătești din satul Coma, Comuna Sândulieni, județul Bacău, inițiatorul primarul comunii. După cum știți, drumul comunal 172, care face legătura între drumul național și Biserica Catolică Coma, vedeți că se lucrează anumite reparații. Acele reparații s-au făcut pe baza unei expertize tehnice, făcute de un verificator de proiecte expert, domnul Comun, avizat, autorizat, la Bologna. Pe baza acelei expertize s-a făcut un proiect, dar el nu se numește proiectul documentației de intervenție de acel de drum. Adică documentația de intervenție s-a ținut de indicațiile făcute de domnul expert pentru reparațiile respective. Acum a văzut să plătim de metru de urmă, 60 bolovani, 30 palați, în aceste lucrări sunt făcute în regie cu locuie, devizul total general cu TVA cu tot este de 10 miliarde, 9 miliarde de 100 fără TVA,
valoarea lucrărilor în regim propriu este de 3.500.000, iar valoarea lucrărilor care sunt scoase la licitație imediat, în 2 luni de zile, se va finaliza licitația, este de 581.000 de lei. Aceste reparații constă un strat de asfalt de 6 cm în medie, plus alte lucrări care sunt prin proiect, prin acea documentație de intervenție. Întrebări, trebuie de urmă. Eu aș vrea să vă întreb dacă se asfaltează până urmă anul ăsta, nu? Da. Și avem bani? Da. Și de unde avem bani dacă... Hei, ne mai încântăm, ne-am dat. Bun, dacă se asfaltează și avem bani, este un lucru foarte bun. Doamne, întrebări? Deși, în primul rând, la mulți ani, în ziua de astăzi, ocazia Sfinților Apostoli, e poate mai bine ar merge la diverse, dar legat de drumuri oman. Pe strada Pădurii, ce soluții vezi acolo la... Am văzut că fungă de apă, un izvor, ceva, nu știu. Acolo vă pot spune eu. Eu sunt care stau acolo în Coman și în Domnul Marian. Este vorba de sus. Eu sus la Damian. Acolo este problema. Vă spuneam, am zis că vă spun eu la diverse. Dacă o vă spun Domnul Marian, e problema. Dar să-l spun dacă tot ce pot să spun acolo. Înainte acolo nu era punga aia de apă. Dar noi am fost de mai mult jos încercat să reparăm acea pungă de apă. Soluția, nu știu. Ne-au venit o soluție chiar acum să săpăm, să facem un fel de reparații cum am făcut la drumul ăsta, să săpăm un metru, două. Acum nu știu de unde s-a format punga aia de apă. S-a format un izvor, ceva să știu. Și este pe zona aia, e puțin mai greu de estru. Acum pe zona aia, dacă s-a anunțat odată protecția mediului, persoane respectivă, două, trei persoane, luau amendă de 200 de milioane și chiar ar trebui, fiind consiliere, dar pot să-i anunța să vadă de treaba lor. Pentru că dacă cineva mi-a dat un film și ce am văzut pe filmul ăla, suntem totuși în 2021, nu poți ca cetățean să faci ceea ce a făcut, să scoți, să bagi o pompă și să dai drumul la toate mizerii de șanță. E un film realizat de... Cum a trebuit? Hai să spun. Aș fie tot, să au ajuns până în ceea. Domnul Silvestru, știți de cine este, știți, nu-i frumos să spun, să-și vadă de treabă, voi, că totuși nu se face așa ceva. Nu se face așa. Adică, niciun om de rând, dar el se crede mult mai sub decât un om, nu faci așa ceva, să scoți tu fosta în drum. Nu se face așa ceva. Noi am avut odată o problemă aici, imediat m-am anunțat, am luat gândul, am zis să facem ceva. Imediat am adus o mașină, știți, am încercat să descundăm. Adică, ca să fie tot ok, că a ieșit. Și ar fi de la o chestie de genul ăsta sau ce? Am un județ. Nu un județ, să-i scap urma punga aia de apă. Să zicem că-i spalți țeava acolo în zona aia. Posibil șansa să fie spaltă țeava aia de apă, că apa este pe conduct. E posibil șansa să fie, să fie o căpătură mică în zona aia. Nu ar trebui să scoatem pe zona aia, să zicem, 10-15 metri de țeavă, să locuim țeava aia, s-ar putea să fie de țeavă. Ne-am spune. Adică atât timp când am fost acolo și acum ai mobilizarea... Așa e, s-ar putea să fie țeava... Să fie țeavă și să văd acolo. Deci, în general, cei din când sunt spalte, e imediat, dau afară. Zona aia, nu știu ce să zic, să fie doar o fisură mică. Totuși ar fi trebuit să-și dea drumul. Acum nu știu cum e zona aia, e chiar atât de... Da. Poți să o faci, da. Să poți să vină și de la pădure, de la deal. Poate nu vine din pădure. Nu, aia, nu, e țeava acolo, sigur. Exact, s-a făcut proba lui Toaia Energiață. Asta știam. Deci ați înțeles de intermiția pe cele trei drumuri din... Să vă dăm. Cine că depinde? Cine? Trei. Proiect de hotărâre privind aprobarea deliziului aferent obiectiv de investiție, amenajare, grup sanitar,
școală, cum am modificat ca urmare a emiterii de dispoziții de șantier, inițiator primarul comun. După cum știți, la cele trei unități școlare s-au construit grupul sanitar. Prin soluția proiectului tehnic, se prevede ca vigul canalizarea să fie vărsat în fosa principală de la Rână. Aia, printr-o pompă, printr-o... Nu știu dacă e bine, dacă e loc sau bine, v-am prezentat și, nu știu, două ședințele anterioare. S-a făcut deversarea în fosa principală de la Rână. S-a emis o dispoziție șantel, cheltuielile sunt alte cheltuieli. Și atunci am modificat indicatorii tehnico-economici pe baza unei dispoziții șantel, emisă de proiectant, liste de cantități, valoare făcută de proiectant. Că e mult, că e puțin, nu pot eu să dau seama, dar ceea ce știu în general, că un metru lineal de canalizare este între 300 și 353 metri lineali. Asta înseamnă țeavă, săpătură, cămine. Care diametru e destul de... Diametru este 150. Diametru ți-e bine, nu dau eu, l-a dat tot proiectantul. Da. Dar pe pompoate cu pompă... Nu, e cădere liberă. Cădere liberă. E cădere liberă. Diametrul a fost dat de proiectant. Nu l-am dat eu. Proiectantul dacă îmi dădea 250, noi puneam 250. Dar din câte știu eu, 150, poate nu. Asta pe ce? Da, 150. Nu știu cât dacă e bun sau nu. Dar pe mine mă interesează să ai un cădere. Da. Întrebări? Adică ca să poți să iei fi prins cu lat al cărului ce s-a făcut, de-aia trebuie să ai indicatori de tehnică economică. Adică de lucru general. Sunt 68 de metri, poate să ai, 65 de metri, 65 de metri. Deci urcarea costă 65 ori 3, cât e? 196, 91.600. Săptămâna lor, care te... Patru. Proiecte hotărâre privind neasumarea responsabilității a organizării și derubarea procedurilor de atribuire a contractelor acordate cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de serviciu pentru derularea măsurilor educative la nivelul luat comun. Inițiator primarul comunului. Prima adresa numărul 11.37.2026, Consiliul Județean ne informează că în confruntare cu prevederea HDNA pentru aprobarea programului pentru școli, lapte, coadă. Ei, licitațiile sunt ținute de Consiliul Județean. Ei, Consiliul Județean ne solicită o hotărâre de Consiliul Local privind asumarea înseamnă neasumarea responsabilității organizării și de rolul procedurii de atribuire. A noi, când emitem o hotărâre de Consiliul Local, de a neasumare, adică dumneavoastră să se ocupe exact cum s-au ocupat înainte de derularea și adiționarea de produse și servicii, servicii prestări pentru oameni. Adică nu avem noi niciodată. Se ia pe baza acelei hotărâri de Consiliul Local, ei pot să desfășoare licitația de atribuire a produselor și serviciilor de aici. Nu avem să aveți structurile o produse. Adică chiar nu avem ce Consiliul Județean noi. Întrebare? Uitați, lapte cu oră, Consiliul Județean. Dacă am ajunge să mai facem noi licitații de lapte cu oră. Da, la de aia. Să punem în oră. Primul domnul Magan a văzut contractul din față. Luați așa, domnul Magan și domnul Lorel. Am votat în... Am constatat că acolo, pe zona noastră, că am necesita un șans. Când apa vine toată în iaz și deci nu sunt chiar mulțumit și ne-am hotărât să ne fundăm, să facem un șans. Să mergem pe sub, știți, nu știu dacă știți, acolo la Bolți, la doamna
care au magazinul. Mai e foie problema, la ea. Este o trecere care duce exact în cadrul în Sudului. Stai, vorbim din zona Doamne, unde a trebuit să cușa, nu? Nu, la noi. La mine în față, începând de la, cum îi cheamă, de la... Este de parte sub șosea. Poftem? Este trecere pe sub șosea. Numai că șanțul nu a fost. Este înfundat, apa intră din șanț în Iaz și din Iaz se revarsă acolo, băjdește foarte mult, iar deci nu-s chiar mulțumiți-o leacă de Dumnezeu. Acolo va fi o stație din pompare, din băiectul de canalizat și o să scăpați și de ea. Adică nu mai e complicat. Nu face și șanță, nu. Dar acolo va fi o stație din pompare și toată apa va fi împinsă în partea. O veți scăpa. Eu mai este și canalul ăla, trebuie să mai preia ceva apă, dar trebuie făcut șanță, ne-a contează, trebuie făcut șanță. Adică că dacă aia care venea nu-i făcut aia de asta. Și nici din partea aia de la doamna. Și stă mai foarte mult acolo unde a fost aruncată doamnei, cum o cheamă, Rodica, unde au avut dumneavoastră. Tot apa stă acolo. Și... Da, facem. Dacă tot îi trece la pesunca, asta e ușor. Da, 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 facem. Tot referitor la drumuri, ce e largă, dacă s-ar putea umple puțin cu micile găuri, că trâncăne tare, da, mașinile după ploie. Când ați fost pe o ușa la urmă? Duminică. Mă duc? Azi dimineața. Deci, foarte bine. Este foarte bine, să știți. Deci, ați văzut ce se lucrează la acum? Este foarte bine. Gândiți-vă că dacă am avea bani, da? Nu am ca în regie proprie atâtea lucrări. Gândiți-vă că toate acele lucrări în regie proprie costă 3 milioane jumătate oameni. Eu nu știu dacă le face cu 7-8 milioane, hai și 8 milioane. Dar seama că se lucrează. De asta am spus și am să repet, vorbeam cu domnul Silvestru, vorbiți acolo la guvern, la reprezentanții dumneavoastră. Domnule, s-a făcut un program de investiții, este inadmisibil ca un guvern. De 2 ani de zile, fără, vorbesc pentru că, la un moment dat, nu fac pentru mine, dumneavoastră sunteți consilieri, că să facem pentru comună, așa să vă zic. Dumneavoastră a aprobat un program de dezvoltare. Dumneavoastră, așa cum era acel personaj care tot le-am dat în cap, a aprobat ceva, o canalizare, o găniță, grupuri sanitare de pe urma lui, cotatul ăsta de pe apă. Adică, faceți ceva, rugați-vă, spuneți-vă, domnule, peste 3 ani de zile, peste 2 ani, cât mai e până aia, 3 ani de zile, cum ne prezentăm în fața alegătorului? Da, adică, cum ne prezentăm, domnul Silvestru? Iar a fost foarte ușor ca acum, un an de zile, să loviți în primar. E acum, nu mai aveți cum să mai loviți în primar, pentru că deschideți un program de dezvoltare. Și vreau să spun sincer, este inadmisibil să depun atâtea proiecte și să ne aprobi niciunul. Deci, punctea de la pista pe CNI. Modernizarea drumului de interes local pe CNI. Acolo se mai poate de. Zidul de sprijin la Berșești pe CNI, da? Și alimentare cu gaze la satul comunei de Sândure, 4 investiții, interese de interes major al comunei Sândure, care stau în sertare. Dom'le, eu sunt sigur, asta este, că domnul știu ce înseamnă politica asta, că dumneavoastră, dar să deschidă un program de dezvoltare micuț, cum a fost pentru grupul sanitar. Vă 1.500.000 pentru grupul sanitar de la Berșești, să se facă ceva. Facă ceva, că peste 3 ani de zile tot rămâne la nivelul ăsta. Tot rămâne la nivelul ăsta. Uitați-vă, banii nu mai sunt la grădiniță. Înțeleg și situația asta. Înțeleg situația asta pentru că, dom'le, repartiția o să dea bani, știu că o să se dea bani, eu sunt foarte realist. Dar deschideți un nou program de dezvoltare. Cineva, în cadrul guvernului, nu spun cine, spunea, dom'le, dar când deschideți acel program de dezvoltare? În 2023? Bă, dacă ai să dau, în 2024 sunt alegerile. Eu nu mai pot să mai țin licitațiile ca primar. Deci eu ca primar nu mai pot să mai țin licitația. Uitați-vă, comune din jocul nostru, care se chinuie din 2017, nu spun comuna de Oști, cu licitații la un drum. Din 2017. Uitați-vă și altă comună din jocul nostru, se chinuie cu un drum și el și nu poate să țină licitația. De ce? Contestație, piste, contestație. Nu știi ce se întâmplă. Nu știi ce se întâmplă în cadrul licitației. Noi am un loc cu licitațiile. Ei se angajează de expert tehnic. Noi n-am angajat niciodată un expert tehnic în licitație. Expertul tehnic în ghilimele în licitație, eu sunt. Adică, și scoaterea în licitație nu se face proiectul cel mai scăzut la mine la Sângurie. Scoaterea în licitație se face pe baza unor formule matematice în care nimeni nu poate să conteste acele formule matematice. Acum,
Am făcut o scoatere la licitație la acest drum care costă 5.800.000. Pe două formule matematice. P indicii N egal cu P indicii M plus P indicii P. Niște formule, unii P reprezintă nu știu ce, N nu știu ce, M nu mă păi. Adică acolo vin la licitație doar oameni bine pregătiți, care știu să interpreteze acele formule matematice. Și atunci, acele formule matematice zice așa, Nelu, câte puncte coordonate ai avut? 3. Păi dacă ne-ai pus 4, nu poți să te puntezi decât 3. Deci ne-ai pot pus 4. Și atunci eu te puntez 3 puncte. Mai mult de atât, băiatul cel mai scăzut, conform fișelor de date aprobate printr-o hărbire din guvern, este 75 de puncte. Prin fișa de date aprobate de ANAP, maximul de puntaj care eu îl accept ca autoritatea contractată, care este condiție esențială a autorității contractate, este de 60 de puncte. Este de 40 de puncte reprezintă altceva. Experiența în domeniu reprezintă contracte încheiate cu proces verbal, contracte încheiate la recepția lucrărilor. Adică, și de asta noi ținem licitații mult mai ușor. Și nu sunt. Și n-am expert tehnic. Deci, încă o dată, vorbiți acolo un program de dezvoltare. Și numai să știți că eu tot mi-am spus, dom'le, indiferent ce program de dezvoltare, dați-ne 5 miliarde, dar dați-ne cât un program de dezvoltare și nu e 5 miliarde. O, mă întrebați, de-a cu domnul Silvestru, de unde am bani pe intervenție de acum în comand? Dom'le, n-am să spun niciodată de unde. Decât eu și Dumnezeu știe unde sunt bani. Banii sunt din bugetul ăla, nu pot să... Dar nu, n-o să spun niciodată de unde, dar sunt bugetul ăla. Dacă ați fi studiat bine, repartizarea trimestrială, pe venituri și cheltuieli, pe execuții bugetare, vedeți unde sunt bani. Unde sunt bani? Și banii sunt acolo. Adică este foarte greu. Să vii tu în fața cetățeanului unui sat și să spui că îi asfaltezi 5 drumuri anul acesta, unul dintre consilierii din opoziție spune, dar de unde are atâția bani? Corect, domnul Silvestru? Corect. Păi de unde sunt atâția bani? Păi sunt atâția bani pentru că reprezentanții dumneavoastră întotdeauna solicitat să angajezi oameni. Păi cum să angajezi oameni, 35 de oameni la primăria să învăie ca să nu mai ai nici un reu de asfalt? Noi ne descurcăm 17 oameni, că suntem 16 oameni, 17 oameni. Ne descurcăm așa, că putem. Bogat care reu nu vrei să spuneți, doamnă primar. Dar să dea Dumnezeu să-mi dea, să dea Dumnezeu să-mi dea, că nu. Să dea n-au fost în stare să facă, da, să aducă banii. Mulțumesc. Asta discutați. Domnul Silvestru, să faceți ceva. Țineți minte, eu nu vreau să supăr pe nimeni. Din 2007, când a intrat acel partid de dreapta la putere, și nu spune nimeni, până în 2014, când a venit acel prim-ministru, care ia nu-i spun numele, nu s-a ridicat un reu la pensia cetățeanului, țării, acestei țări. Un reu nu s-a dat la pensie. Un reu. Mai mult de atât. Știți cum? Copiii, cu instituționații, gata, ia tot. Deci să dea ceva. Uitați-vă și acum, odată ia 10%, vin de nu știu pe ce. Dom'le, dați bani pentru copiii aia, alocația care este, că până la urmă nu mă interesează pe mine. Că dă PSD-ul, că dă PNR-ul, dați la copii bani. Deci întotdeauna să vedeți lucrurile foarte, foarte realist. Pentru că ce o să vă prezentați peste 3 ani în fața cetățeanului. Acum m-ați rovit din toate încheieturile, nimeni ți-a făcut că mă puie. Dar eu acum și eu pot să fac, dar eu nu pot să vă fac o adresă la fiecare și spun așa, dom'le, inițiați un program de dezvoltare și dumneavoastră, ca să putem să dezvoltăm comuna asta. Ce program de dezvoltare? Cum vă mai duceți? Să spuneți că asfaltul de la Gărșești nu e bun, când asfaltul se făcea? Păi, cum pot să-i spun cetățeanul, a, o tras acum, da. Păi nu contează că am tras înainte de campanie, cum? S-a făcut asfalt. Alimentarea cu apă e gata. Alimentarea cu apă e gata. Da, îmi spuneți de branșament. Păi nu se poate face branșament cu o formă registrată. Branșamentul se fac când termin lucrarea. Nu pot, și eu aș vrea să fac. Lucrarea îmi costă. Se lucrează la rezervorul de acolo. E gata, nu? Eu știu, 2-3 săptămâni e gata. Se termină și picoana. Ei, trebuie să lucreze pe rezervorul de la Veușești. Ei, când se face și rezervul de la Reușești, asta este gata, ei este pe conduită. Păi n-am cum să intru cu șcării, să mă apuc eu de branșament. Ați văzut? Nu i-a gustat de la Rivers. Trebuie să plătească un 2 miliarde, nu știu ce. S-a apucat de branșament înainte. Deci toate se fac. După ce luați în
Puțin cândva, de lucrurile s-a terminat cu cândva. Normal. Nu se poate, mai bine atât. Dar, da, bine. Nu se pune startul. Sau nu se pune startul. Adică, e foarte simplu să te duci. Bă, domnule, cuveaua aia. Țin minte, acum mulți ani, cu puntea aia de la Tisa. Când ne-a zis un domn consilier, Corinarul ăsta, când inițiază mă ta proiectul și asumă mă ta, și semnează mă ta. Când nu a avut curajul. Dacă mi-aduc aici 40 de oameni încă puti, s-a putut. Păi, dar să ții seama, era de prostie. Nu pot să mă duc să fac ceva dacă nu sunt acoperit. Adică dacă vrei să faci ceva, trebuie să fii acoperit de legislație. Dacă nu ești acoperit de legislație, te duci la Vindica. Uitați-vă pe zona noastră, dă-mi. Da? Tu, zona mea, toate greșite. Dacă analizat, toate. Exact pe zona mea. Am muncit la pavierea aia, după să-l ca pe acela, poate să scot tot, să-mi botez mie acolo. De ce? Nu mi-a dat cădere. Căderea, dar m-am povestit. Da, 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 mai e mic. Și acum, trebuie să-mi spate tot. Nu mor de ciudă. Numai că, Fetricul Robotal și oamenii sunt trebuie să le plătesc 6 miliarde. Lucrări executate, căputiță. Ei, vă plătesc căputiță, făcut, când faceți la mine, reparare la mine. Și-au adus situații de lucrări, stăm birou și din două luni de zile se roagă de mine să-l plătesc. Nu plătesc. Adică, cine ar plăti 6 miliarde când faci tu lucrarea de 1 miliard? Faci lucrarea de 1 miliard și îți plătesc 6 miliarde. Cum să nu-ți plătesc? E greu să fii primar, să-ți faci, să-ți asumi, să dai drumul. Nu dai drumul la bani, că dacă ai dat drumul la bani, nu vedeți, sunt pus pe cineva cu 10 milioane și îi zici, bă, nu îi dai, îi dai și de 3 săptămâni. Vezi că face 1, 2, 3 și când îi duci să-i spui, bă, dă-mi bani, te-ai adus la banii aia. Așa și aici. Adică nu o să... Da, altă întrebare. Da, mă dau cu asta. Aș vrea să pun o întrebare cu domnul consilier de la PNL. Puneți ca o informație mult mai bună decât mine. Știți că o dat drumul la PNL la bani. La național. 16 țări din cei 28 care sunt în Uniunea Europeană. Voi suntem în spate de care nu știți și comuna noastră de la voi, pentru că voi reprezentați PNL. Noi suntem factori de decizionare. Poate aveți o informație de bună, dar șefii noștri, dacă știți ceva din România, dacă sunteți noi acei 16 țări, că sunt 16 care au primit bani. Deci pe ce vă la ședință de spunea informații, aici al dătatea, spuneți-ne. Păi perfect, voi sunteți cei care sunteți. În acest național de legionare, sunt 16 țări care au luat bani. Cele, noi n-am invitat la verificarea dosarilor. Noi suntem consilieri locali sau suntem europarlamentari sau parlamentari? Doar eu v-am observat pentru că faceți parte din... Porți steagul PNL-ului. Nu, tu ai fost cu domnul... Dumneavoastră ați fost cu domnul Fenechiu în fața bisericii care spunea eu vă semnez gazele, eu sta... Așa, acum nu mai sunteți acolo? Păi, nu tu ai fost cu el? Terminați întrebarea, domnul Sarcă. Da. Dar zic, poate știți ceva să spuneți și nouă, poate să știți și comuna de pe tot. Din câte v-a explicat domnul primar, încă nu s-a trimis la dosar, la avizat. Deci ce vreți să spunea, un pic, după aia intrați dumneavoastră. În decembrie, domnul președinte spunea, am negociat 80 de miliarde, voi construi autostrăzi, spitale. Unde sunt acei negocieri? Unde suntem acum? Că noi nici n-am trimis dosarele pentru verificat și ați luat bani. Eu cred că știți răspunsurile care sunt, le găsiți pe la ce poziție. Nu, eu am zis că poate știți dumneavoastră mai bine să spuneți dumneavoastră ca să știți ce e din comuna Sângune, nu numai noi care suntem. Asta cred că sunt întrebări care fiecare cetățean le știe de la televizor, de unde deocamdată le știm și noi. Și atunci noi de ce mai facem campanie la alegeri locale dacă știi cetățeanul că ce-a făcut domnul Clopotaru, ce-a făcut domnul XY? Păi acum nu e campanie electorală. Nu e campanie, atunci nu mai facem nici campanie, păi, că știi cetățeanul, nu? Păi, de ce nu ales putem să-i spunem noi aici? Domnul primar, este campania electorală, începe cu o lună, două luni înainte de alegeri. Da. E, dacă nu știți, să știți că România nici n-a trimis dosarele. Așa păi de deștept să avem puși acolo, așa de să ferească Dumnezeu. De... Urmează să fie depuși și urmează toți. Da. Adică Germania, Franța, Spania, Italia, deja au intrat în posesia banilor, noi n-am reușit să-i trimitem. Nu poate fi discuția asta. La modul cel mai sincer, adică eu discuții peste capul meu să răspund. Păi, dar spuneți atunci ce fel de guvern ați ales-o. Că doar oricum nu l-am ales-o. Domnul Dăbac. Da.
Nu este corect ca vicele și echipa neuromatei să se chinui la școli acolo pentru reparații și ei nici măcar sunt dați într-un dosar. Eu ca să putem să facem ceva pentru comuna asta în 3 ani de zile, să prezint ceva, da? Vreau să susțineți ceva care e fals. Țineți minte, nu-i corect. Ce scrie pe benele voastre? Dom'le, noi construim noi desfântăm. Domnule, nu vă zice așa. Dom'le, știm toți de ce nu sunt transmis, nu vrea să intre în amănunte. E ok de ce nu intre în amănunte, se înțelege. Dar nu corect să spuneți. Dumneavoastră susține corect. Dar dumneavoastră nu-i corect. Ce susține? Dumneavoastră fața cetățeanul. Deci noi îmi trebuie bani 17 milioane să asalte stuful. Vă frumos faceți tot de 17 milioane să asalte stuful. Păi dar spuneți-mi. 17 milioane vreau să pierdu stuful. Este pe proiect, este pe proiect stuful, da? Da, da. Este pe proiect, acum se obține autorizația. Vreau 17 milioane, tot costă 100 de milioane. În 5 ani zile să facă. Dar vreau neapărat 17 milioane pentru stuful. Faceți ceva pentru stuful și eu, așa cum de două ori nu am fost în campanie în stuful. Deci, nici în 2016, nici în 2020, eu nu am fost în campanie în stuful. Corect? Da. N-am fost. Vă rog frumos. Faceți-o de 17 milioane și tot vă asumați toată lucrarea de 17 milioane, vă asumați câinea dumneavoastră și ați adus dumneavoastră bani pentru satul stuful. Păi foarte greu. Adică să susțin ceva. Păi când am făcut prima asfalt? Dar dați-mi bani, că guvernul dumneavoastră era în putere. Eu fac. Dar dacă n-ați făcut și dumneavoastră la putere, n-ați făcut. Pe când a făcut? Mi-a dat dupe, mi-a dat canalizare, mi-a dat apă, mi-a dat gădință, mi-a dat 200 de milioane. Ce mai vreau? Dar nici nu dumneavoastră 17 milioane. Alegătorii o să se vadă. Dar dați-mi 17 milioane. Mi-a nu dat foarte mult. Și mi-a dat. Dumul de la Bejăș cu 22 cu 6, mi-a dat 30 de milioane. Iată dumul la Bejăș. Școala de la Bejăș mi-a dat 1 milioane. Școala asta mi-a dat 1 milioane. Mi-a dat cu totul, ați văzut. 240 de milioane. Dați-mi 17 milioane. Vedeți? Dați-mi 17 milioane să fac dumul de aia și eu vă dau cuvântul meu, domn Stufu, nu mă duc să țin campanie. Nu mă duc. Adică luați dumneavoastră toate voturile de acolo, pentru că de meditație în studiu. Da. Meditație. Da, da, să facă ceva, să aducă. Nu să spună cum o zis alte ceruri. Altul de asta. Altul de asta. Altul de revenim din plan local. Da. E o problemă acolo la noi pe strada Lămâriței. Ori de câte ori plouă, tot drumul ăla, curge apa, curgând pe strada Culturii până la domnul Petrică Cherete și-o poartă. Pe mijlocul drumului să face șanț, pentru că apa nu este preluată de către un șanț. Dacă... Vorbim de care șanț? Acolo pe zona ta este șanț. Zona mea, dar pe strada Lămâiței. Care o nu cunosc? Strada Lămâiței este strada de la... Cursă, cum spunem noi, la deal, la... O mai venit. Niște persoane în pozii, da, după 2-3 zi și spunea că două ani nu e șans. Dar și toată apa curge pe strada Culturilor. Aceea când au zis un șans. Acea situație foarte mare. De exemplu, acum achiziționa avea 20 de tuburi. Cu ce s-a cumpărat tuburi? A fost cândva acolo un tub care a fost scos pe vremea domnului fost primar. Și între timp, șanțul este primistat, s-a ocupat și... Dacă l-a scos domnul primar, nu l-a dus acasă. Nu l-a scos, dar traversa. Traversa la domnul Sască, la Bulai, cum îi spunem noi. Acolo, în capătul la bătrână, traversa drumul și prelua șanțul ăsta de la Mariu. Trebuie să l-a susținut. Deci, ce putea să face dacă sunt atâtea lucrări? Spune-ți și eu. E adevărat, trebuie făcut șantul ăla pe partea asta sau pe dreapta, care? Și știu cât de mult șantul ăsta pe dreapta. Pe dreapta și pe dreapta. Așa pe stânga, pe dreapta, pe stânga. Știu că făcusem odată șantul. Cred că în multe locații este problema că vine apa și șiroiește de multe ori pe drum, deși șansurile sunt niște puncte nevralnice, în puncte unde... E asta cu timpul. Un șanț cu grilaj, ceva, sau un șanț cu... Un șanț cu Grigori Carosabil din Arș. Nu-i bine, doamne, ce nu ți-mi face să fie o fermă de aia? Uiți-vă la lucrările astea care le face în acolo. 3 miliarde jumătate, oameni. E 1.750.000 numai drumul principal. Da, numai drumul principal. Am cumpărat până acum, am dat o dată 111 milioane pe piatră spaltă,
am închiriat un buldog, că buldogul meu nu făcea nimic, îi dau 100 de euro. Deci cu totul mă duc la 7-800 din oare, toate trei drumuri. Ce îi costă? Trinurile, trinurile, nu știu ce. Și să-i facem regie proprie ca să pot să pun în asfalt, este enorm de greu. Gândiți-vă că acum, asta avea ceva prin el la mine, că noi am luat acolo și în piață și tot. Și am spus, eu vezi că sunt în pierdere cu o mașină din piață spate. Și o mașină de piață spate costă 30 de ani. Deci eu, în acest moment, sunt în pierdere cu mașină de piață spate. Și eu i-am zis, eu, pui 20 cm acolo. Asta zice, păi, da. Mi-a luat cu 20 cm. Dar când s-o bătut, mi-a luat mai pus 5 cm. Și atunci s-a dus piața spate la 25 și acei 5 cm din el nu l-a făcut pierdere, nu l-a făcut el. Pentru că el a făcut treaba bună. Dar cine și-a dat seama că trebuia să pun 15, așa? Ei, acum eu trebuie să recupăr o mașină de piață spate. Adică nimeni nu se uită că ai făcut o reducere, cum să zic eu, sau ți-au rămas bani, 2 miliarde jumătate, când vine curtea de cont, constată ce? Că-i cumpărat o mașină din piață spate în plus. Pentru că proiectantul zice 80 de metri cubi, piață spate, pe tot drumul ăsta, 80 de metri grămuță, cu aici poți să jonglezi puțin, că e 1700 sau 2000 metri cubi de piață spate. Și aici poți să jonglezi, indiferent cât de jonglezi. Dacă îmi pui 1700 de ani, o mașină jumătate de două, dacă îmi pui două tonii, sunt 160 de tonii, deci am 180 de tonii și mai trebuie încă o mașină. Deci, practic, pe drumul principal am o pierdere de 50 de tone de piață spate. Cum scot piața aia? Adică, simțiți, asta vreau să spun. E foarte greu, că dacă nu am ajut pe capul să fac devizii în situația aia de lucră, nu-i faci nimic. Îi dai la societate, s-o la banii primii reale și tot ce credeți să face mai bine, cred că mai bine am făcut noi decât ei. Mai bine am făcut noi, că noi am să fac 3 metri, 1 metru, 2 metri și am pus 2 bani. Acum, putem? Și am avut noroc, am întâmplător, am închiriat pe acest băiat, Cristi Haravagiu. Mă, oameni buni sunt foarte buni. Știi cum face cu bunul ăla? A, cât desenează bun. Cristi Haravagiu. E cel mai bun eseriaș. Nu mai trebuie oameni să pun bolovan, nu mai trebuie oameni să pun bolovan. Dom'le, mișcă piatul acești, băi, uite așa, așa. De parcă dă cu mătura, ați văzut? Deci nu mai trebuie nici oameni să întind el și îmi ia 100 de lei la oră. Tot drumul ăsta pe care îl facem noi, drumul principal, să vorbim drumul principal, îi am bătut până acum 4500, 45 de ore, și mai are acum, să zicem, încă 20 de ore, 25 de ore, dar nu știu, încă 25 de ore. Cu totul, să zicem, 9.000 de lei. Gândiți-vă, 9.000 de lei și lucrează omul de două săptămâni. Îmi ia 100 de lei ora, domnul. O știe, mă, nici nu știu, scotea mașina din garaj. 100 de lei ora, dar cu motorina lui. Gândiți-vă așa, pe, ce înseamnă regimul? Pe sărbători, îmi dă 17 milioane politantul, iar manopera din timp global îmi dă 80 milioane. Adică, prin întinderea cum o fac și iar apoi, eu pot să le jonglez situația aia, eu cred că am închiriat. E foarte greu, adică devizul ăsta în tot partea este, asta e domnul să vezi, e foarte greu să vezi. Nu mă interesează decât să fac avea trei străde. Îmi trebuie neapărat în partea cealaltă să deprezentez, să pun iar piată spartă, astfel încât în două luni zile să vină compactarea naturală, adică săptulou. Poți să ajungi orice compactor. Compactarea naturală este sfânt. Știți, la deși ăștia nu trebuie. Două luni zile o stat omul și ziceam, hai toată, să vină o ploaie, să vină o ploaie. Dacă mă enerva cu ploaia aia, să vină, până nu o vină ploaia, nu tot avansat. E bună compactare. E bună, dar nu-i ploaie. Nu-i ploaie. E bună mecanică, dar nu-i ploaie. Face bună și câte mă. Da. Da, domnul Lazar, vreau să întreb pe domnul Sidu. Spuneai că e părcurețul pentru copii. Ce s-a întâmplat din anii rezolvat nimica? Sus, acolo, la asta. Care e motivul? Trebuie să se ia materialele de acolo. Potem? Trebuie să se ia materialele, ca să eliberezi locul de acolo. Nu sunt nou, nu eliberat nici acum? Din câte știu eu, nu. Păi dacă eram eu, sau era tu sau altul, era prăbătul lumea, ducea de neau de la București. Vedeți, asta vreau să zic, sunt nu vreau să supăr. Eu dacă un om care a fost de partea unui anumit partid, nu spun așa,
Și îmi spunea, bă, Nea Vasile, vezi că din corectea de acolo. Deci, iar omul de care facem referire acum, neapărat, nu vrea să-și ia materialele de acolo. E simt acceptat de aceste lucruri. Dar bun, simți așa și cetățenii. Dar lăsat o lună, două, trei, un an, doi ani. Acum, dă-mi da. Dacă zice, domnul, trebuie să fac șanțul ăla. Dar eu știu cât de-mi făcut șanțul. Și-am văzut de atâtea ori și șanțul ăla de-mi făcut până divale, până alt divale, că-i înfudat în mână. Până divale de-mi făcut. Nu vezi că-i înfudat, vin pe la apa, în drum. Și pot să-i spun eu acum că nu de-mi făcut. Trebuie făcut cum să nu. Bă, dacă aveai tu mă las o conțurangere, nu există, eu știu să facem ca să... Ridicii. Dar spuneți-mi, domnule, că e mie bucură la dumneavoastră. Dar ce-am zis, domnule? Păi mie, dacă eu zic cu domnul Giorel, suntem prieteni, băi, Neatul Giorel, vezi că nu-i bun. Ia bala cu ceala de acolo. Unul, ia ca om. Bă, nu trebuie să mă ce om. Da, domnul primarul eu. Să el îmi spune, domnule, la vezi. Poți să-i bala astrului? Ia, nu. Nu aveți bun, o mașină încărcat și la revedere. Dacă e din domeniul public, nu știu ce nu face treaba asta. Ce? Da, așa se poate. Un an, doi, trei, adică domnul public, eu trebuie să pun ceva pe telefonul ăla. Îi dai timp? Păi cât îți imi dai? De asta le merg să-mi pune rogul. Ține și am votat denumirile astea din străzi, suplimentarea străzilor. Noile străzi și denumiri vor avea, că poate o să pățim ce am pățit acum. Păi cine l-a hotărât de numerile respective? Doamne, doamne. Aici, nu vă dau dreptate, eu sunt omul care dau dreptate unui om. Vă dau cuvântul meu, că eu nu pot să spun un om că nu are dreptate, că știu că are dreptate. Nu mă las inima, suflet cu inima. Iar goaia cu starea culturii, nu aveți dreptate. Biserica veche, parcă legea mai bine. Pentru două, trei case s-a dat strada bisericii și pentru 50 de case nu s-a dat denumirea strada bisericii. Eu sunt de acord cu dumneavoastră de vedere, dar strada dispersarului, pe partea dreaptă nu a fost dispersarul vechi. M-am zis să plătivați. Da. Strada dispersarului, exact. Cum a fost denumirea vechi dispensarul sus acolo? Nu a fost să denumim. Strada mea unde am stat. Godul. Dacă așa a fost drumul, strada Godului. Aici, la Floarea din Gădină. Când vine la lângă. E Floarea din Gădină? La Floarea din Gădină. Da. Floarea din Gădină. E acolo mergea și flori. Mergea flori. Da. Din strada Locuraia. Strada Blocului. Aici. Cum strada asta e strada Blanța. Exact. Deci de numiri ce s-au mai dat? Vedeți că nu sunt doar. Astea n-au fost prinse la primul... Da, da, da. Nu s-au mai prins în care s-au luat pe două de exemplu. Adică, o secundă, chiar de numire e bine. Avem acum an. Da. Unde? La... Antonul, la Brangiu, la... Strada Galofiței și strada Pajiștei. Era scurt. Era scurt. Strada Galofiței este una care... Strada Stufelu, strada Iastoniei și strada Lancițelor. Aia ce-ar trebui să fie pe aia. Iar la dumneavoastră, îți are două străzi. Asta e două străzi la Radu. Radu și partea asta la școală. Galofiței și Pajiște. Ăsta Pajiște, pentru că poate face legătura cu Pajiște. Da, are legătura. Da, Pajiște. Strada Galofiței, așa o zic că zicea aici. A, să fie dumneavoastră. Poți să scrii și în strada Unirii. Aici, pe strada Culturii, nu știu, nu aveți dreptate. Strada Culturii de Vie.
strada culturii de, de porun, dar strada culturii înseamnă oamenilor de cultură. Suntem general, nu avem niciun așezământ de cultură. Se primă. Nu avem niciun așezământ de cultură în zona noastră. Dar poate să spun, tu ești, măi. Și ești împotriva spezii culturii? Straia Bisericii Vechi, nu vedea? Ca să știți și nepoții mei că acolo au fost o stradă, pe strada respectivă a existat o biserică. Începând cu 1800. Le povestești tu. 1800. Da. Dacă, am să mai dacă se păstrează, că s-o păstrează din viață, nu. Da, asta da și ultima întrebare, sper să nu manipulez prea mult. Dacă s-ar putea face ceva, eu știu, la șosea, ceva vreau de cozi, ploaie, în momentul când plouă, un acoperiș, o chestie, când plouă, unul face semn, celălalt stă măcar, nu ludă. Știți? Dar nu, viitor. Faceți-l. Trebuie și asta, dar nu mai putea. Da, oricum v-ați zis, da? Deci eu nu zic că nu trebuie, dar nu mai putea. Da. Sunt da. Atât de multe. Este aia de piatră, măcar nu ți-ai amenajat. Poate nu mă pomă. A, dar aici nu mă pomă. Aici aia de piatră deja n-ar fi utilizat. Deci canalizarea e gata în probleme, apa este gata, grădinița gata, i-am plătit 2 milioane în bugetul local, e gata și aia se muncește non-stop. Dumul de la Greșești a zis că a pus aia, trebuie să mai facă, nu știu ce să mai facă. La Coman 3 drumuri și cu 2 nu am început licitația pentru celelalte drumuri, că nu iese toată situația în fața. Dar care drumuri ar mai fi? Deci drumul ăsta principal până la biserică. Da. Și celelalte 2 drumuri? Spune-ne asta. Va fi drumul de la CAP-ul, de la Comandul. Tinere drum, nu? E tinere drum. 2 drumuri la școală, unul la școală și unul la Radu Pavel. Și plus strada pădurii. De la biserică va veni strada pădurii, partea stângă până la Bernasus. Asta înseamnă toate străzile din Poma. Rafoare de aici, pe care nu este. Bineînțeles. Țineți minte. Și pe tipul postului primar, strada mea era cea mai prost iluminată. De ce? Pentru că eram eu acolo. Nu. Și eram în ghimpe. Nu e adevărat. Ba da. Un consilier Marie Iojă, când a fost 4 ani de zile, n-a spus niciodată. Știi ce au spus el în ședințe? Ce motorină, ce a consumat mașina primării? Pe ce calcul la motorină? Deci toate străduțile se pot asfalta, dar strada asta care are mai multe familii nu se poate, nu se poate. Ce să facă? Și ce fac din eu cu zona aia? El nu s-a ocupat acolo, nu eu. Eu s-a ocupat de ce aici. Că nu o să avem primar pe rele, probabil. Avem multe. Abia s-ar putea să fie ascult la televizor. Domnul Silvestru, domnul Magaia spune așa. Pe proiectul inițial când am făcut pe fondul european, a fost pus strada dumneavoastră. Da. Conform ghidului solicitantului, toate proiectele pe fondul europene, ca să se apropie, ca să fie rigid la acel proiect, ca dat pe rigid, trebuia să îndeplinești niște condiții. Una din condiții era să ai 5 punctaj. Țineți minte că am modificat strada ta, care era acolo, și am pus strada aceea pieului, da. Pentru că luam 2 puncte. Legătura dintre un drum sătesc și un drum comunal era 2 puncte și a fost nevoie, de prima dată inițial, a fost drumul dumneavoastră de acolo. Și l-am modificat pentru acele 2 puncte. Nu, că am vrut eu să modific. Cum este drumul de la... Ce-a fiu? Nu, ăsta de aici. La Moară. De la Moară. Adică exact la două case pe el, cine dar... punea drumul ăla de la Moară? Primește punctaj. 12 punctaj la greu. Și-a poate fi de legătură cu orașul Avram. Mulțumesc. Vă spun, ei, strada aia a fost pusă pentru că a luat 12 puncte. Și atunci, dacă eu nu puneam cu 12 puncte, de la 52 aveam, cât aveam? 39 de puncte. Și a fost nevoit să pun strada aia ca să iau puncte. Deci strada dumneavoastră a fost pe proiect. Și știu că mi-am modificat-o și v-a luat. Dar cum să nu? Acum, în caz de un accident, ai văzut... După ce vă fii toate străzile asfaltate, acum s-a luat și strada aia la modul. Și vedeți eu, cum îi trăiești doar și nu cer vezi. Eu zic Dumnezeu, nu merge la strada, acum nu merge la strada. Asta, e strada?
strada Avonin beneficiază toți locuitorii comuni. Se plecați cu asta. Da. Da, străduțile alea care îi duc... O să le vedem unul. Aici are de lucru cu strada Lămăiței și cu strada Culturii, deja mai duce două străzi.